Se pare că țânțarii din Buzău devin din ce în ce mai numeroși și mai agresivi, iar cetățenii din ce în ce mai nervoși, pentru că micile insecte nu îi prea lasă să se odihnească peste noapte. Asta și de fapt nu doar eu și cetățenii municipiului Buzău, pentru că sunt foarte mulți care au depus plângeri sau au demonstrat privire la programul de dezinfecție sau neefectuarea de dezinfecție în anumite zone. Aș vrea să-mi spuneți, vă rog frumos, care este programul și care este planul de dezinfecție în perioada următoare. Am început acum o săptămână, s-a realizat prima trecere la sol, la respectiv la sol. Acum tot programul cuprinde 6 trecere, adică ele se vor executa în continuare, nu știu, una după alta. 6 trecere. Pe 14 am programat la drept tratament, pentru că trebuie neapărat interesarea este mare. Aviotratamentul se va face pe întreaga suprafață a municipiului, dar în special se va insista asupra parcurilor, care au și lucii de apă, un mediu prielnic înmulțirii țânțarilor. La toamnă vor avea loc și acțiuni de deratizare, care vor viza în special zonele în care s-au dezvoltat colonii de rozătoare. Directorul societății promite că echipele vor fi pe teren aproape zilnic.